Pepenele roșu este considerat de specialiști ca fiind un aliment plin de nutrienți. Este bogat în vitamine, minerale și antioxidanți, acesta fiind extrem de benefic pentru sănătatea noastră. Cu un conținut de apă care trece la 90%, pepenele roșu este unul dintre fructele pe care le poți consuma fără restricții pe timpul verii. În afară de hidratare, îi oferă organismului și un aport important de vitamine și minerale. Pepenele roșu are numeroși compuși și nutrienți benefici sănătății, printre care se numără vitamina B6, acidul folic, magneziul, fosforul, potasiul, zincul, cuprul, calciul, vitamina C, vitamina A și vitamina E. Beneficiile pepenelui roșu: întărește sistemul imunitar. Vitamina C din conținutul pepenelui îmbunătățește sistemul. Conține citrulină, care se găsește în coajă, aminoacid care are rolul de a relaxa și dilata vasele de sânge, iar astfel se reduce stresul oxidativ, responsabil de majoritatea proceselor inflamatorii apărute în corp. Conținutul crescut de potasiu din pepenele roșu este important în prevenirea formării pietrelor la rinichi. Conținutul de vitamina A, un nutrient necesar pentru producția de sebum care ajută la hidratarea părului, are rol important și în tratamentul anumitor infecții ale organismului. Consumul de pepene ajută la ameliorarea durerilor provocate de osteoartrită și permite o mai mare flexibilitate a membrelor. Ajută la prevenirea constipației, previne astmul și cancerul. Riscul de instalare a astmului scade în condițiile unui consum bogat de alimente bogate în nutrienți, dar mai ales în vitamina C, relatează monitorul de Cluj.ro.